El ghidează strategic viziunea alianței pentru următorul deceniu. Și acolo vom vedea referințe geografice. Marea Neagră este cu adevărat o zonă de imensă importanță strategică. Dacă vreți că într-un fel de spațiu micro, vortexul din Marea Neagră reprezintă imaginea mai largă a competiției între o Rusie agresivă, o Ucraina care își apără drepturile și aliați care își apără teritoriul și populația. De aceea, zona Mării Negre va fi reflectată pe la justa sa importanță în conceptul strategic. El nu are o dimensiune exclusiv geografică, va avea o dimensiune legată de provocările la nivel global. Intrăm și suntem deja într-o zonă de competiție a marilor puteri. Suntem într-o zonă în care riscurile de securitate nu sunt exclusiv geografice. Sunt și transnaționale, cibernetice, din spațiu, probleme de reziliență, probleme de adoptare de noi tehnologii, impactul noilor tehnologii asupra securității și apărării, de la quantum la inteligența artificială, de la biotehnologie la augmentare umană, sunt lucruri de care mă ocup la NATO și care vor fi reflectate în noul concept strategic. Înțeleg că este posibil să avem o brigadă la Marea Neagră, grupurile de luptă să fie transformate în brigări? Liderii noștri vor lua decizii cu adevărat istorice, nu vreau să facem anunțuri pe care le cunoaștem, pentru că liderii trebuie să facă acest lucru, așteptăm contribuții suplimentare și aș vrea să mă refer asupra dimensiunii cantitative, evident că ea este cea care atrage cea mai multă atenție, dar asupra dimensiunii calitative. Am spus mai devreme, vom veni pentru prima dată, nu doar cu o prezență semnificativă, dar și cu o abordare holistică, coerentă. Terestru, aerian, naval, cibernetic, spațial, de 5 domenii operaționale ale NATO. Vom veni cu elemente de prepoziționare. Vom veni și vom trece de la poliția aeriană la apărarea aeriană. Vom veni cu o nouă arhitectură de securitate din ceea ce privește zona de apărare antirachetă și antibalistică. Sunt lucruri de o calitate și de un nivel de sofisticare fără precedent. Și mă bucur ca român să văd că și țara mea și țările noi venite, nou venite NATO, de la Baltici până la Turcia, vom avea o altă generație de garanții și de capabilități militare. Este o veste extraordinar de bună pentru noi.